Bine ați venit la Liceul de Artă Sibiu. Vă mulțumim că ați venit la noi și vă servim cu pâine și cu sare. Așa au fost primiți elevii care au trecut pragul Liceului de Artă. Special pentru ei a fost organizată Ziua Porților Deschise. Sute de elevi din întreg județul au vizitat astăzi liceul. Au asistat la programe artistice susținute de liceeni, dar au putut vizita și atelierele de lucru din cadrul școlii. Îngerul meu, mama, tu ești și simt mereu că mă iubești. Activitățile care sunt prezentate azi în școală se referă și la activitatea secției de plastică și la cea de muzică. Cea de muzică tocmai se desfășoară, începând cu elevii cei mai mici. Vor fi prezenți și elevii care au luat premii naționale la ultima ediție a Olimpiadei, iar plasticienii invită pe elevi pe rând să treacă prin atelierele de sculptură grafică, desen, pictură, pentru a vedea la lucru colegii. Elevii cu înclinații artistice sunt hotărâți să urmeze cursurile liceului din Sibiu. Mie mi-a plăcut chitara foarte mult și fetița aceea. Am văzut multe talente aici și mi-aș dori și eu să vin la liceu aici. Îmi place cum s-au pregătit elevii, sunt foarte talentați și mi-a plăcut foarte mult cum au cântat, fiecare având ceva special aparte. Evenimentul a fost organizat în scopul de a informa elevii asupra posibilităților de formare educaționale pe care liceul sibian le oferă.